sunt Mirela Retegan. Antrenez părinții pentru joacă. Pentru că joaca e limbajul iubirii dintre părinți și copii. Mirela Retegan e antrenorul părinților. Anul acesta s-a întâlnit cu mii de părinți în spectacolele Zurli și în campionatul național de joacă. În anul 2016, norocul a fost de partea părinților din București, Iași, Chișinău, Brașov, Cluj, Arad, Târgu Mureș, Timișoara, Londra, Bacău și Constanța. În fiecare oraș timp de 3 ore, Mirela a organizat un roller coaster de emoții și acțiuni. 3 ore în care părinții au redescoperit copiii din ei și bucuria de a se juca. 3 ore în care s-a râs, s-a plâns, s-a dansat, s-a interacționat. Fiecare părinte care descoperă că joacă îi ușurează viața, e un părinte mai fericit. Fiecare părinte care conștientizează că are un copil și este cel mai frumos dar din viața lui și nu o povară, este un părinte mai bun pentru copilul lui. Succesul unui părinte se măsoară în fericirea copilului său. Și pentru succes trebuie să te antrenezi în fiecare zi. Joacă e limbajul iubirii dintre părinți și copii. L-am adus pe soțul meu cu forța. Când l-am văzut lăcrimând, am înțeles că nu mai sunt singură. Mirela mi-a deschis ochii. Abia aștept să merg să-mi strâng copilul în brațe. Mirela mi-a schimbat relația cu copiii mei. Sunt fericită că pot să aplic încă de astăzi tot ce am învățat. Mi-era rușine că nu știu să mă joc cu fetița, dar Mirela m-a învățat să nu mă mai iau atât de în serios. Sunt doar câteva dintre mesajele pe care Mirela Retegan le primește la finalul fiecărui antrenament de joacă. Mirela cucerește inimile tuturor părinților. E sinceră, simplă, directă, e firească și are mult umor. Știe să facă haz de necaz și știe cum să transforme întâmplările ei în lecții de viață. Iar părinții o iubesc și își permit la rândul lor să fie sinceri și normali. Asta își amintesc părinții la întâlnirile cu mine. Apăs niște butoane din suflet și se aprinde în ei luminița aceea care le arată că pot să fie soarele din spatele copiilor lor. Și apoi îi învăț cum să transforme momentele de nervi în momente distractive. Și îi învăț și cum să-și pună mâinile în șold și să danseze, în loc să și le pună pe cap și să țipe. Îi învăț pe părinți să le spună copiilor cât de mult îi iubesc. Și îi mai învăț ceva extrem de important: să fie amuzanți, haioși și veseli. Îi învăț cum să întoarcă o situație de conflict și cum să se oprească atunci când nervii pun stăpânire pe ei. Fii motivul pentru care copilul tău râde, nu motivul pentru care copilul tău plânge. Cu asta pleacă părinții de la o întâlnire cu antrenorul părinților. București, Iași, Chișinău, Brașov, Cluj, Arad, Târgu Mureș, Timișoara, Londra, Bacău, Constanța. Doar numele orașului diferă. În rest, nevoile părinților sunt aceleași. Toți își doresc să fie părinți mai buni pentru copiii lor. Toți își doresc să aibă energia și bucuria cu care Mirela a crescut-o pe Maia. Toți își doresc să fie cei mai buni prieteni ai copiilor lor și de aceea au venit să petreacă fiecare în parte câte 3 ore cu antrenorul părinților. Mie, Doamne, Doamne, mi-a dat o misiune foarte frumoasă. În toamna asta m-am întâlnit cu atât de mulți părinți și am schimbat atâtea gânduri și idei minunate, încât eu mă simt mai bogată decât tot aurul din lume. Vă mulțumesc din suflet că ați avut încredere în antrenorul părinților, că ați venit la întâlnirile cu mine și că v-ați lăsat duși în această lume în care eu chiar cred că trebuie să ne creștem copiii prin joacă. Vă mulțumesc din suflet că vă doriți să fiți soarele din spatele copiilor voștri, că vă doriți niște copii lumină și că vă duceți acasă după întâlnirile cu mine și puneți în practică toate lucrurile cu care eu am reușit să fac din relația mea cu Maia o relație de prietenie. Vă mulțumesc din suflet că aveți încredere, că aveți credință. Vă mulțumesc din suflet că vă creșteți copiii cu iubire, cu răbdare și cu înțelegere. În spatele unui copil lumină
este neapărat un părinte soare. Sunt Mirela Retegan, antrenorul părinților. Vă doresc un sfârșit de an minunat, sărbători extraordinare și vă mulțumesc din suflet că anul acesta mi-ați dat ocazia să vă cunosc și să mă întâlnesc cu voi. Ne vedem la anul, sănătoși să fim, că în rest le rezolvăm pe toate. Campionatul Național de Joacă pentru Părinți a fost un succes. Fiecare părinte cu care Mirela s-a întâlnit e un părinte mai bun pentru copilul lui. Mii de copii au astăzi acasă părinți care au redescoperit joaca și acesta este doar începutul. Oh!